Pentru stingerea flăcărilor, pompierii sucevene au intervenit cu două autospeciale. Lupta cu focul a durat mai multe ore. Prin apel 112 am fost solicitați să intervenim pentru localizarea și lichidarea unui incendiu la o clădire administrativă ce aparține unei firme în zona termică. Ne-am deplasat la fața locului cu două autospeciale aparținând detașamentului de pompieri Suceava pentru localizarea și lichidarea incendiului. Câte persoane se aflau în clădire în momentul izbucnirii incendiului? Din ce ne-au comunicat cei de la fața locului, în clădire în momentul izbucnirii incendiului nu erau persoane. Flăcările au ars acoperișul clădirii care găzduia mai multe birouri și un laborator de testare a durității betonului. Administratorii spun că imobilul nu era asigurat și că flăcările au distrus o serie de documente aflate la etajul superior. După cum se vede, sunt pagube destul de mari. Salvați ceva? Foarte puțin din calculatoare, foarte puțin și o parte din documentație. Momentan nu se lucrează, asta e un laborator. Restul... Și cauza incendiului? Poate? Nu știm, vom vedea. Lucrătorii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava au demarat o anchetă pentru a stabili cauza exactă a producerii incendiului.